poate limită și Gregor Șliri, cel care cu ani în urmă câștiga cam tot ce se poate câștiga în Cupa Mondială. O, da, s-ar putea să avem în direct pe TVR2 un nou record oficial al trambulinei din Valea Cărbunării. Nou record de trambulină, 103 metri, Gregor Schlierenzauer. Și a făcut și telemarcul la revenirea pe sol. Da, acesta este Schlieri, de care ne aducem aminte de acum vreo 7 ani, când era campion mondial în 2011, câștigător al turneului celor 4 trambuline în 2012 și 2013, câștigător al Cupei Mondiale în același an. Nu mai zâmbet, este Schlieri, noul recordman al trambulinei din Valea Cărbunării. Într-o competiție, într-un moment atât de avansat al listei de start, el este secondat de compatriotul Miki Heiböck, ca în vremurile bune. Iar al treilea pe podium este germanul Markus Eisenbichler, fostul recordman. Ochii pe Walter Hofer, pentru că deocamdată rezistă tentației de a coborî bara de start. Omul care de foarte mulți ani ține în mână destinele competițiilor celor mai importante din lume, Cupa Mondială, Campionatele Lumii, Jocurile Olimpice, toate întrecerile masculine de cel mai înalt nivel sunt de mulți, mulți ani supervizate de acest reputat tehnician și specialist din partea Federației Internaționale de Schi. Atenție! Atenție! Atac la recordul de trambulină! Atac la recordul de trambulină al lui Schlieri din partea germanului Constantin Schmidt! Este record egalat! Ce spectacol superb, dragi prieteni! Cât mă bucur că putem urmări împreună, în direct pe TVR2, desfășurarea acestei formidabile întreceri. Ieri a fost prima etapă din istorie în România. Acum parcă totul este și mai și. Yes! Deja avem experiența zilei de ieri. Locul întâi cu 133,3 puncte, pentru că a avut mai puțin vânt din față decât Schlierenzauer. O bară de start de pe care pleacă în acest moment purtătorul tricoului galben de lider al clasamentului general al Cupei Mondiale, austriacul Stefan Graf. Formidabil! Formidabil final de prima manșă din etapa cu numărul 28 a Cupei Mondiale. Record de trambulină egalat încă o dată. Când Kraft vrea, Kraft poate. Yes! Numele său în limba germană înseamnă, dacă nu mă înșel, putere. Kraft. Iată-l pe Stefan după doar locul al treilea de ieri, arătând că poate. Incredibilă manșă în care a fost bătut de 3 ori recordul, sau dacă vreți, bătut odată și egalat de 2 ori noul record. 103 metri zburați și de câștigătorul primei manșe, liderul Cupei Mondiale, austriacul Stefan Kraft.